sunat, o să fie ușor. Și ce la spate, nu? Și coborâm cu o singură mână, ne ținem cu o singură mână. Ne ținem, haideți, alegeți stânga sau dreapta. Nu poate. Ca la bloc, ca la bloc, gândiți-vă că sunteți la bloc. Haideți că puteți, putem, 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 putem. Asta este, ești celălalt, ești celălalt. Ești celălalt, sunt aici în spate, sunt aici. Vă țin, vă țin, vă țin. Ne ținem, ne ținem tot de la lăsată din plată, da? Ca să fie ca la plată. Să punem și în practică ce... Asta este. Păi, puteți urca până la etajul 4 acum fără nicio problemă. Genunchiul, mă durea, nu mai puteam să merg. Și acum, după ce ați început, da? E bine, e da, bine, e foarte bine. Da, 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 este foarte bine. Stimați telespectatori, o veste foarte bună pentru Vrânceni și cred că nu numai. La Panciu s-a deschis un centru de zi de asistență și recuperare, Sfânta Maria, unde persoanele cu probleme, locomotorii, etc., pot să vină să se trateze în condiții excepționale. Este un centru foarte bine utilat, cu personal deosebit. Vă așteptăm să ne treceți pragul. Bună ziua! Bună! Vă rog să mă scuzați că vă întrerup o clipă. Cum vă numiți, stimată doamnă? Murărașul Maricica. Doamna Murărașul, de multă vreme veniți aici? Da, am vreo săptămână. O două. Săptămână. Așa. Și de ce ați venit aici? Am venit să fac recuperare pentru că am dureri de... Am operații, am dureri de... Am coxactroză și vreau să mă... Să mă fac bine. Să vă faceți bine. Da. Văd că domnul asistent... Kinetoterapeut. Domnul Dorin Răduca. Domnul Dorin Răduca. Domnul Dorin Răduca, pe care l-am cunoscut, dar foarte puțin, cei drept, da. În urmă cu o săptămână, două, nu mai știu, văd că sunteți foarte implicat în această activitate. E meseria de vină. E meseria de vină, da. Ce anume lucrați cu doamna? Avem o problemă. A un fost absces pe iliopsoas, o gonartroză, o cozartroză, avem de lucru. Și credeți că astea toate pot fi cât de cât recuperate sau tratate, vindecate mai greu? În kinetoterapie sunt mai multe obiective. Unele sunt chiar să menținem funcțiile. În unele cazuri menținem funcțiile, unde putem mai mult, facem recuperare. Faceți recuperare? Vă rog. Da. Aveți tot ce vă trebuie, aparatură? Excelent, avem de toate. Aici avem, este sala de kinetoterapie, avem colega de la masaj, avem partea de fizioterapie, colega de la fizioterapie, avem cu ce să lucrăm. Am văzut că și magnetodiaflux, da, și de toate. Când s-a deschis acest centru? Cu o zi înainte de Sfânta Mărie. Ia uite, da, și de aia... Exact, păstrăm numele. Și în recuperare. Aveți mulți pacienți sau deocamdată? Centrul este de asistență și de recuperare. O parte din beneficiari sunt pe partea de asistență, o parte sunt pe partea de recuperare. Noi ne ocupăm de partea de recuperare aici. Spuneți-mi, vă rog, la acest centru de recuperare și asistență, Sfânta Maria, au acces și persoane din alte județe, dacă vor să vină? Este un centru pentru adulți, nu se specifică în mod clar dacă interesul este să avem aceste servicii pentru zona Vrancea și în special pentru orașul Panciu, dar ne adresăm tuturor. Vă adresați tuturor, de se poate. Adulților. Tuturor adulților. Se plătește? Este un serviciu cu plată, este desigur. Este un serviciu cu plată. Acolo în față este și lista de prețuri afișate. Oricum,
stimați telespectatori, eu sunt foarte încântată că văd că se lucrează în condiții excelente și, repet, cu personal foarte... sau cu personal autorizat, oameni deosebiți care își pun tot sufletul ca să vindece, să trateze. Deci sunteți mulțumită, doamnă, de modul cum... Da, sunt mulțumită de domnul Dorel, Dorin, cum, Dorin. Da, cum se comportă și cum face... Da, simțiți toate... așa oarecare da, ameliorare? Da, 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 se simte. Doamne ajută, Doamne ajută. Domnule asistent, spuneți-mi, vă rog frumos, kinetoterapeut. Domnul kinetoterapeut, aveți aici și posibilități de cazare? Nu. Deci cine vine trebuie să... Nu este partea ambulatorie, este partea de... este centru de zi. Centru de zi. Da. Nu oferim și servicii de cazare. De cazare. Am văzut că ați făcut cu doamna fel de exerciții. Suntem într-un program de recuperare, mergem foarte mult pe partea de refacere a mecanismelor, da, ca să zic așa, da. Partea de articulații genunchi-șold în momentul de față. Dumneavoastră sunteți pâncean? Nu. Sunt focșănean. Sunteți și faceți navetă? Da. Veniți în fiecare zi? De fiecare dată când... Când e nevoie, când aveți pacienți. Nu, când de fiecare dată când este zi de lucru. Da, adică până sâmbătă. Exact. Sâmbătă. Programul este de luni până vineri, începând cu ora 8 până la 3:30 este programul de lucru cu pacienții. Programul de lucru este de la 7:30 până la ora 16, cu excepția zilei de vineri, când până la 1:30. Vreau să vă mai întreb ceva. Cei care vin la recuperare, da, trebuie întâi să își facă un control medical la, eu știu, la medicul de familie sau medic specialist? Circuitul este următorul. Medicul de familie, în baza a ceea ce constată medicul de familie, se face o scrisoare către medicul specialist. Cu scrisoarea de la medicul specialist se vine la noi și începem intrarea în centru. În centru. Exact. Da. Deci pacienții să știe lucrul ăsta, da. Pentru consultație, ci da, vin cu hârtiile de rigoare. Vin cu scrisoarea de la medicul specialist în special. Medicul specialist cu diagnosticele și cu schema de tratament propusă de medicul specialist. Cât durează un tratament, domnule? Noi avem mai multe servicii, avem și servicii pentru o singură ședință, dar în general beneficiarii optează pentru pachete. Doamna are un pachet de 10 ședințe, 650 de lei, în care este partea de kineto, partea de masaj și partea de fizioterapie. Al câtelea tratament? A patra zi. Da. A patra zi și deja simțiți că e mai bine, da? E mai bine. Domnul Doru, știți, Dorel sau domnul cum zic? Dorin. Da. Da, uite, și este foarte sufletist, l-am văzut de prima dată și de prima dată mi-ați plăcut, domnule kinetoterapeut. Dar acum o să zorim lucrurile, pentru că ne... Au venit și alți exact. Bun, vă mulțumesc, doamnă, sănătate, să mă chemați la după a 10-a ședință, ca să stau de vorbă cu doamna, să vedem care a fost rezultatul, da? O zi bună, și sănătate vă mulțumim. Doamne, sănătate mult. Suntem în cabinetul de fizioterapie și o să stăm un pic de vorbă cu doamna asistent. Mădălina și mai tu? Coman, sunteți asistent de? Asistent balneofizio-kinetoterapeut și recuperare medicală. Și stăm puțin și cu doamna... Ailenei Vasilica. Doamna Ailenei, ce faceți dumneavoastră aici? De ce ați venit aici și cum de ați aflat de existența acestui nemaipomenit centru de recuperare? De acest centru am fost informată după internet. Da? Da. Și am venit să întreb. Și când am venit, am găsit fetele astea foarte drăguțe. Am început fizioterapie, masaj și kino, nu? Kineto. Dar ce probleme aveți, doamnă? Cu genunchiul, mă durea, nu mai puteam să merg. Și acum, după ce ați început, da? E bine, e foarte bine. Da, este foarte bine față de cum întrebați fetele când m-au văzut. Păi le întreb. Doamna asistentă, spuneți-mi și mie ce faceți dumneavoastră aici, exact. Doamna are o gonartroză bilaterală, face și fizioterapie, laser, ultrasunete și curenți diadinamici. Aici lucrăm pe laser,
care este scopul acestei activități, să zic așa? Și în primul rând vrem să mai ameliorăm din dureri. Da? Dar de vindecat complet categoric nu se poate. Niciodată. Niciodată. Dar încercăm să stopăm durerile cât mai mult. Deja doamna este la a șasea ședință. A opta ședință. Și se simte. Da, da, sunt foarte bine, foarte bine sunt. Da, deci după primele ședințe deja. De la patra așa am simțit, da, că e bine. Aveți de gând să continuați, să mai veniți din când? Da, 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 păi asta e, la 6 luni venim. Da, da, cam la 6 luni se... Procedurile, da, se repetă la 6 luni. Da, se repetă. Și în afară de această procedură, doamna asistentă, ce mai face doamna? Ce alte proceduri? Mai face și ultrasunete. Tot și dumneavoastră le efectuați? Tot eu și curenți diadinamici. E, asta înseamnă că nu aveți alte operații, nu aveți fiare puse pe nicăieri? Nu, n-am, decât la dinți. La dinți, da. Nu e, nu, dar nu e problemă. Nu e problemă. Doamna asistentă, spuneți-mi și mie, o persoană care e operată, care are proteză de șol, de exemplu, ce proceduri are voie să facă? Ultrasunete, în principal. În rest, mai nimic. Mai nimic? Nu. De asta ce faceți dumneavoastră cu doamna? Și laser, dar foarte, foarte puțin, la o intensitate mai mică. La o intensitate mai mică. Da. De când lucrați? De când s-a deschis centru. Da? Da. Ați făcut școala unde? La Carol Davila, da, Focșani. Carol Davila, la Focșani. Da. Și faceți naveta de la Focșani? Nu fac naveta de la Focșani, fac naveta de la Țifești. Deci aproape. Da. Deci aproape. Da. Păi vă doresc să aveți succes și sunt sigură că o să aveți succes. Am găsit aici, stimați telespectatori, o echipă excepțională. Niște doamne așa de drăguțe și de pricepute. Toată lumea văd că e mulțumită. Da, foarte mulțumită. Foarte, mulțumită. Foarte drăguțe, vorbesc frumos. Da. Foarte, foarte drăguțe. Aveți toată aparatura de care aveți nevoie, doamnă, aici? Da, am mai avea nevoie de câte ceva, dar pe parcurs. Momentan este foarte bine. Vă descurcați cu ce aveți și ne este descurcăm. Foarte bine. Este chiar foarte, foarte bine. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Uitați-vă și un pic și la telespectatori, că a stat mai mult cu spatele. Hai, mai uitați-vă un pic, vă rog. Așa. Și felicitări pentru ceea ce faceți. Să dea Dumnezeu să aveți, de fapt, să spun, să dea Dumnezeu să aveți mulți pacienți, nu prea e bine, că e bine să oamenii să fie sănătoși. Dar dacă sunt probleme, stimați telespectatori, veniți cu toată încrederea aici la Centrul de Recuperare și Asistență Sfânta Maria din Panciu. Este, nu mi-a venit să cred când am văzut ce bine utilat este acest centru. Foarte curat, foarte curat și frumos. Este foarte al primăriei. Domnule, domnul Mărăscu merită felicitat în tot sufletul, pentru că și spitalul a pus pe roate, cum se spune, tot domnia sa și acest centru s-a deschis tot datorită insistențelor, probabil, ale domniei sale. Suntem în cabinet de ultrasunete, tot cu doamna care are, aveți un pachet complet de tratament, da? Ce anume mai faceți? Să o întreb pe doamna asistentă. Doamna Mădălina, doamna asistentă, ce proceduri mai face, doamna? Deci a făcut laser terapie, acum facem ultrasunete și după care mergem la curenți diadinamici. Doamna. Face și curenți diadinamici. Da. Da. Am văzut că aveți și cadă de aia pentru magnetodiaflux sau ce anume, dar încă nu e pusă. Ba da, este pusă în funcțiune, dar momentan încă nu avem pacienți. Cât trebuie să dureze această procedură? Acum, doamne, e doar 5 minute, dar în general poate să dureze 2, 3 minute, 7, 8, depinde. Foarte interesant și foarte... Domnule, ați observat ce aparatură au, doamnă? Da, da, foarte moderne, oră. Da, foarte moderne. Foarte modernă. Și am, nu știu câta oară spun, e un personal dedicat, excepțional, da, personal. Da, da, nu știu, foarte bun și foarte te atrage. Deci da, îți trec durerile, da, 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 când stai de vorbă. Asta de personal, uite că aici la Pantru sunt niște oameni de valoare. Și am aflat că mâine e ziua doamnei Mădălina și vreau să o felicit, să-i zic la mulți ani, da, mâine e ziua, dacă știam veneam mâine și cu un buchet de flori, la mulți ani, Mădălina. Să rămână, mulțumesc din suflet. Și multă sănătate. Și vă să... mai așteptăm la noi cu mare drag. Păi categoric o să venim cu mare drag și o să venim mai des acum, dacă tot am tras piciorul, nu? Da, așa da, e. Da, 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 da. Uite, foarte interesant ce faceți aici.
Da. Bun. Următoarea procedură care o să fie? Curenți diadinamici. Curenți diadinamici. Așteptăm. Vrem să vedem cum se face și procedura. Acolo cu... mă odihnesc. Vă odihniți. Câte minute? 20 de minute. Acolo 20 de minute. Aici, după va merge la masaj. Și merge la masaj. Și doamna va face și un masaj. Așa mă bucur când întâlnesc oameni de calitate și pot să-i prezint publicului. Pentru mine asta este marea bucurie, când pot să prezint lucruri bune și când găsesc oameni de bună calitate. Și aici, slavă Domnului, am găsit. Da, da, așa este. Așa este. Așa este. Sunt așa foarte... frumos. Mulțumim frumos. Milioane, da, 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 să dea Dumnezeu să se mențină. Da, așa, asta am zis și eu, când am nevoie să-i găsesc tot aici. Da, Dumnezeu să fie bine, da. Bine, vă lăsăm să vă faceți treaba și vă așteptăm la... Acum o să merg la masaj, doamne. La masaj mergem, da. Suntem în cabinetul de masaj, unde doamna asistentă... Gabriela Gegea. Doamna Gabriela Gegea, care are o poveste interesantă, care nu e vrânceancă. Unde ați făcut școală, doamna? Școala de asistent medical la Brăila, iar cursul de masaj la Târgu Mureș. Ați făcut la Târgu Mureș și ați ajuns la Panciu cum? M-am căsătorit aici. V-ați căsătorit și aici ați rămas, aici, da? Am rămas, îmi place aici. Vă place aici? Da. Spuneți-mi ce-i faceți doamnei acum, ce procedură? Bine, de masaj, la ce folosește? Doamnei, efectuez un masaj terapeutic pentru coloană. Pentru coloană? Da. Și... pentru... afecțiuni în zona lombară, dorsală, toracală, în zona cervicală. În zona cervicală. Da. Câte masaje, câte proceduri trebuie să facă de genul ăsta ca să se simte bine? Doamna a luat un pachet de 10 ședințe. De. Este un pachet complet. Vă folosesc aceste proceduri, doamna? Foarte mult, foarte mult. Nu vă mai doare coloana? Acum e bine. E da, bine? E bine, e foarte bine să faci masaj. Spuneți-mi, doamnă, cât durează, adică efectul, cât, efectul bun, benefic al acestui tratament, cam cât durează? Știți cum e, lucrăm cu materialul clientului și fiecare pacient reacționează și în funcție de cum se păstrează și în funcție de... Dar recomandat este săptămânal o ședință de masaj pentru cei care fac proceduri un pachet de 10 zile. Deci se face săptămânal, nu zilnic, o dată pe săptămână, da? Timp de 6 săptămâni? În funcție de afecțiune. În funcție de afecțiune. Da. Doamna asistentă, doamna cu ce afecțiune a venit? Doamna a venit în principal pentru gonartroză, dar deoarece masajul este contraindicat în cazul doamnei la zona genunchilor, am optat pentru coloană, deoarece prezintă și aici unele afecțiuni. Lucrăm pentru decontracturarea mușchilor paravertebrali ca să elibereze coloana și să nu mai apară durerile specifice mușchilor încordați. Spuneți-mi, există situații în care nu e voie să se facă masaj la coloană? Sigur, există contraindicații și în zona coloanei. În ce situații? În special într-o hernie foarte avansată de disc și de aceea noi primim aici pacienții cu trimitere de la medicul specialist, să știm când are voie și unde are voie să efectueze procedurile. Da, vă mulțumesc. Deci, stimați telespectatori, foarte important e să veniți cu trimitere de la medicul, cu scrisoare medicală de la medic. Pentru masaj. Chiar și pentru masaj. Da, da. Că foarte mulți fac masaj, așa se duc la centre de astea de masaj sau eu știu, sunt masări care vin acasă, știu treaba asta, dar nu se pot efectua decât în baza unei consultații anterioare, nu? Indicații medicale. Și a unor indicații medicale. Da. Mulțumesc, felicitări! Mulțumesc! Stimați telespectatori, v-am prezentat cu foarte mare plăcere activitatea acestui centru de recuperare și asistență. Între timp a venit și domnul primar, care se pare că este inițiatorul. Așa este, domnule primar? Bine ați revenit aici. Bine ați venit aici. Inițiatorul cui? Acestui centru. Da, doamne. Eu când am venit, când am fost numit primar și mi-am luat atribuțiile în primire, printre altele am găsit și acest centru care... avea 5 ani de când se terminase lucrările și care nu era pus în funcțiune în sensul să ai ceva activitate deci, aici. Deci am ușa și da. Am intrat, am găsit, ca după 5 ani zile, asta nu înseamnă că nu mai trecut nimeni pe aici. Dar faianță umflată, gresie și alte mici necazuri. Le-am remediat, am chemat constructorul și am început să-l analizez ce pot face din el.
mi-am dat seama că e foarte greu să-și ducă singur crucea, pentru că din centru era numit recuperare neuromotorie. Numai din această activitate cu cadre de specialitate, cu personal, el era greu de să-și ducă, să-și facă treaba, să autofinanțeze. Știam că la spital mai sunt vreo 10 aparate de fizioterapie. Care stăteau degeaba. Care stăteau degeaba. Adică pe timpul când eram eu director acolo, le-am luat și pe astea, am chemat DSP-ul, ne-am documentat și am început să-l pregătim ca un centru de tratament fizioterapeutic plus neuromotoriu, constant făcând modificările necesare. S-a scos parchetul, s-a pus linoleum, s-a compartimentat în funcție de aparatura care este, s-a asigurat intimitatea pacientului, a refăcut toate instalațiile sanitare, pentru că trebuiau cuvete, sifoane și alte minuni, dotat cu canapele, cu scaune, cu coșuri de gunoi, cu dispenseri, 1000 de minuni, că n-are rost să le mai întindem. După ce l-am dotat și l-am făcut și compartimentat și am obținut toate autorizațiile, am trecut la angajarea de personal de specialitate și i-am dat drumul ca un centru de recuperare fizioterapeutică și neuromotore, da, de sine stătător. Noi ne-am organizat și la nivel de asistență socială, că eram pe grupe, așa, nu știu cum eram fragmentați, legea ne obligă și am făcut o direcție de asistență socială, el face parte din direcția de asistență socială și credem noi că am făcut o treabă bună. O treabă excelentă și vreau să vă spun și să felicit personalul care lucrează aici, nu știu cum ați găsit asemenea oameni deosebiți și dedicați, am vorbit cu câțiva pacienți, toți sunt foarte încântați de modul cum se lucrează aici. Să scopul a fost să venim în sprijinul locuitorul orașului Panciu, celor din prejur, aici se poate trata oricine, numai trebuie să un bilet de trimitere la un medicul de specialitate. Am pus suflet în alegerea personală. Noi prima dată ținem cont că e greu să ai medic pentru un centru de asistență socială, pentru că el intră în grila de salarizare a celor din administrație, legea 153. Nu, niciun medic la 4.000 de lei când într-un spital câștigă... Peste 100 de mii de lei. Da, sigur, nu putem. Și neavând medic, nu poți intra nici în relații contractuale cu casa ca să-ți deconteze serviciile medicale. Și ne-am încropit cum am putut, am încercat să găsim personal asistenții medicale cu vechime, cu experiență, ca să, într-un fel, să compenseze. Și ne-am păcălit, n-au venit. Cei cu vechime sunt bine plătiți la spitale sau la centre private și vin mai puțin, că și ei intră tot în grel de salarizare. Dar să știți, domnul Mărăsu, că personalul care îl aveți aici, nu știu, este și cu experiență și sunt niște oameni deosebiți care sunt și știutori de carte. Mă refer că știu ceea ce au de făcut și lumea e foarte mulțumită. Eu plec de aici foarte încântată, să știți, și despre de personalul pe care l-am găsit. Și eu sper să fie, și mie mi-au plăcut când, foarte, după angajare, cei care au câștigat examenul, tot mereu le spun, asta e jucăria noastră, țineți-o la nivel ridicat, că de aici mâncăm o pâine, pe românește, fără alte filozofii. Destimați telespectatori, Centrul de Recuperare și Asistență vă pune la dispoziție o mulțime de proceduri de care aveți nevoie, de care avem nevoie cu toții de altfel. Este un personal foarte bine pregătit și de foarte bună calitate. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Mărăscu, felicitări pentru și pentru această, cum să-i spun, această investiție, că e o investiție, este, nu? Este, că și noi, ca și primăria, am cheltuit peste 200 de mii de lei, 2 miliarde de lei vechi, plus aparatura. Care costa și asta câteva miliarde lei vechi, și care stătea degeaba. Da. Ei, așa cum ați făcut în spitalul de la Panciu o bijuterie, pentru că ăsta este adevărul, așa și acest centru de recuperare și asistență este și aici o bijuterie, pot să spun. Așa sper, chiar am vrut să iese ceva frumos și cei care vin să-și facă tratamentul să fie mulțumiți. Și nu ne oprim aici. Și nu vă opriți. Nu, că aici, că aici avem parterul ocupat, clădirea are și etaj. Intenționăm acolo să facem camere de cazare la prețuri simbolice,
20-30 de lei pe zi, inclusiv masa. Noi avem în cadrul Direcției de Asistență Socială și bucătărie, cu masă de acolo sau... Da, da, da. Mers acolo să iei masa și exact cum se decontează la sănătate, la spitale. E 100 și ceva de 10 lei, 12 lei, 16 lei, 18 lei, masa că s-o mai... 18 lei plătește și omul. 3 mese pe zi. Iar cazarea 10 lei, 15 lei, ne facem socoteala cât să ne iese cheltuielile cu curentul, cu detergentul, cu... salariatul care spală lenjeria și, eu știu, face curățenia de acolo. Nu ne trebuie, că noi nu suntem untate. Suntem untate non-profit. Nu facem noi avere pe spatele omului bolnav. Da. Felicită, domnul Mărăscu! Stimați telespectatori, veniți și vedeți cu ochii domnilor voastre că tot ce am spus este real. Felicitări și succes tuturor celor care lucrează aici și să dea Dumnezeu să fie sănătate și pace. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Doamne ajută! Genunchiul, mă durea, nu mai putem să merg. Și acum, după ce ați început, da? E bine, e bine, e foarte bine. Da, 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 este foarte bine.